Te interzis minorilor sub 15 ani. Genul programului: film documentar. Programul poate conține violență fizică și psihică intensă, comportamente și atitudini antisociale, consum de alcool și droguri, scene de cruzime asupra oamenilor și animalelor, scene de sinucidere. Această ediție vom analiza un fapt întâlnit, din păcate, din ce în ce mai des, și anume transformarea, sub influența alcoolului, a unui om normal într-un criminal. De asemenea, vom analiza și contribuția victimei la comiterea faptei. Dacă măcar unul dintre cei doi, victimă sau autor, nu ar fi avut comportamentul influențat de consumul excesiv de alcool, faptele nu ar mai fi avut loc. La martie a anului 2014, doi bărbați au fost găsiți mutilați cu capetele zdrobite pe ulița unui sat din zona Moldovei. Cei doi zăceau întinși pe jos, fără suflare, deși cu doar câteva ore înainte fuseseră văzuți în crâșma din sat. Cine a descoperit fapta și ce anume a comunicat poliției? Se întâmpla undeva la finele lunii martie, un vecin a găsit victima mai în vârstă, căzut în mijlocul drumului, cu multiple leziuni în zona capului și probe biologice. Adică o mare baltă de sânge. Baltă de sânge, împrăștiat pe o rază destul de mare în jurul cadavrului. La 12:05 eu am ieșit afară și am auzit zgomotul la mare, e ceva în urechii afară. Imediat după prima sesizare a venit și a doua sesizare, că la câțiva metri peste gard, într-o curte, s-a văzut și al doilea cadavru. Cu același tip de leziuni, zona capului, leziuni urâte, vă rog să mă credeți, în 25 de ani de muncă de poliție, nu am văzut așa leziuni. Pe mine, mă, adică eu am scăpat telefonul de mână, mi-am dat la 2001, la 112. Și a vorbit vecinul cu el. Dacă te uitai la imaginea respectivă, te îngrozeai. Nu distingeai fața niciunei dintre cele persoane. Vestea dublei crime din satul Turluianu, comuna Berești, Tazlău, județul Bacău, a făcut repede în conjurul localității și a băgat spaima în oameni. Sătenii nu au mai vrut să iasă din case până ce făptașul nu era găsit. Toți oamenii se întrebau, oare cine a putut să comită o asemenea grozăvie? Trecea unul cu o căruță. S-a sigat la mine. Băi, e una Ioană, vai că e unul mort într-un. Eu când m-am dus foga în casă, mi-a luat telefonul și am ieșit frumos. Când l-am văzut, nu l-am cunoscut. Când mă uce în curte, l-am cunoscut pe Cătălin. Ăsta era plin, uite aici. Aici era. Cele două victime aveau vreo legătură între ele? Da, erau cumnați, mergeau aproape tot timpul împreună, se deplasau pe raza comunii la diferite munci și sezoniere. Polițiștii au început investigația și au identificat repede cine erau victimele, chiar dacă acestea erau mutilate îngrozitor. Unul dintre bărbații uciși avea 35 de ani. I se spunea Bejan și era spaima satului, deoarece avea un comportament foarte violent. Cel de-al doilea era cumnatul său. Avea 25 de ani și era cunoscut în zonă sub porecla Zdrângănel. Ne-am dat seama că după intensitatea loviturilor și leziunile cauzate, autorii se aflau într-o vădită stare conflictuală cu cel puțin cu una dintre victime, cu cel mai în vârstă, despre care, pe parcursul verificărilor, am constatat că toată lumea îl vorbea de rău. Era cunoscut ca și un om foarte violent în comună. Era, să zicem așa, tartorul tuturor relelor din zonă.
El îmi tăia și îmi spânzura și împărțea dreptatea pe, în satul respectiv. De la ce a plecat scandalul în seara aia? De la magazin. Ce s-a întâmplat acolo? A ieșit ăsta, Bijan, a ieșit afară și avea o coadă de bici în ăsta mână. Și am învârtea și a zis că, mă, care-i șmecher să dea la mine? Și s-a uitat la frate-mi și frate-mi i-a zis că, și tot uit la mine, ți-am zis ceva, ți-am greșit cu ceva ce. Și a zis că, bă, tot vă rezolvă zilele astea. De la ce a apărut conflictul acesta? A spus că alu Onescu, Miron. Așa, ar fi intrat în mântul și-o luat 2 ani de beri și nu și-o mai luat. Și s-ar fi doar la discuții între ei. Și unul a zis că nu are nimic cu el, unul a zis că, băi, în seara asta îți facem noi, îți deci noi, te achităm. Soțul a zis, nu e fric. Martorii spun că în seara zilei de 29 martie 2014, cele două victime, Bejan și Zdrângănel, împreună cu mai mulți prieteni, au petrecut la barul din localitate. În timpul serii la altă masă și-au făcut apariția autorii care au consumat și ei la rândul lor băuturi alcoolice. La un moment dat, cei din bar au început să se certe. Băi, ce afară acum, hai! Ce stai mai ce ai, ce afară ce ai spus, dar venit cu ei aici? Băi, ce stai din apă? Băi, afară din bar! Afară! La gara îmi toate steafă! Autorii au ieșit pentru câteva momente. S-au întors înarmați cu o furcă și un par, smuls dintr-un gard din apropiere. Bejan și grupul său de prieteni au reușit însă să-i pună pe fugă pe cei doi. Conflictul părea că se încheiase. Cu puțin timp înainte de miezul nopții, Bejan, Zdrângănel și prietenii lor au plecat de la bar. Intenționau să continue petrecerea acasă la unul dintre ei. Cele două victime, cu cei trei martori, cu căruța unei dintre victime, au plecat de la bar, au început să consume din nou băuturi alcoolice. Dovadă că la fața locului au fost găsite mai multe peturi parțial pline cu bere. După care au apărut autorii faptului. Femeia de la bar ar fi spus pe ea afară și pe soțul și pe fratele ce ar fi rămas înăuntru. I-au despărțit. Băi, au plecat și soțul rămas. Pe unde mai au plecat și soțul cu fratele? La troiță și că s-ar fi întâlnit cu băieții rășnant. Și i-au zis că hai să mergem la tine, să facem grătar. Cei cinci prieteni s-au oprit pentru câteva momente în fața casei lui Zdrângănel. Acesta a intrat ca să ia ceva, ceilalți au rămas lângă căruță. Pentru că erau băuți, Bejan și cei trei martori au început să se certe. În timpul altercației verbale dintre victimă și martori, cei doi criminali au venit tot cu furca și parul în mână și s-au repezit să-l lovească pe Bejan. Martorii au încercat să-i oprească, fără succes pe cei doi, dar au fost amenințați cu bătaia și au luat-o la fugă. Rămas în urmă și în stare avansată de ebrietate, Bejan a fost atacat de cei doi și doborât. A fost lovit în cap de mai multe ori până ce craniul a fost făcut una cu pământul. A lovit victima până a lăsat-o lată. În acest timp, cumnatul victimei, care reușise să intre în curtea casei, a țipat la autori, lăsați-l în pace că l-o omorâți. Au trecut imediat și la atacarea cumnatului. O strigă din curte când au văzut țipând. Nu l-am omorât, îmi poate la mine, că sunt poliția, dar copilul nici nu avea telefon. Aia, l-a intrat pe spia și l-am omorât și fi. Câți ani avea fratele dumneavoastră? 25. Veneam de la un magazin spre casă. Și noi am auzit când se certau ei în stradă acolo, așa. Și ce zic cu fratele meu? Hai să nu trecem pe lângă ei ca să ne luăm cu ei la... Că sigur caută ceartă. Și am dat să-i ocolim. Și când am dat să-i ocolim, am trecut de ei. Și când am ieșit iar în stradă ca să continuăm drumul, a venit Bejan cu o baionet să ne soltai fratele meu. Și când am văzut că soltai, m-am... M-am zis spre el și l-am lovit cu pomnul.
a căzut jos și o da să ridice și i-am dat câteva picioare, pumne acolo așa. Și pe aia a venit și cumnasul. Și când a văzut că vine și cumnasul, avea un par, ceva gen, era gros. Și când am văzut că vine și cumnasul, m-am dus și m-am izbit în el și l-am pus la pământ și i-am dat vreo câteva pământ și a căzut jos acolo. Și i-am mai dat niște picioare acolo așa și ce îi zic lui frate, mai să-i lăsăm să merge. Și i-am lăsat, am plecat și dimineața la 6 am auzit că erau morți în stradă. Martorii au plecat și nu s-au mai uitat înapoi, deși mai mulți oameni din sat au auzit scandalul, s-au temut să intervină. L-am auzit zgomot, trecând la bare, dar mi-a fost închisă afară. Se întâmplă frecvent să aibă loc scandaluri în zona asta? Da. Deci lumea e violentă tot. Numai violentă, da. Aici numai violentă, da. Aș vrea să discutăm puțin despre prima victimă, cea găsită pe drum. Prima victimă care a fost găsită în drum era cel mai în vârstă, era între ghilimele spaima statului. A avut anterior nenumărate conflicte cu o foarte mare parte din locuitorii acelui sat. Cei doi autori ai faptei, mulți ani înainte, victima aceasta ar fi amenințată pe mama lor. Iată că cei doi autori ai faptei n-au uitat acest episod, dovadă fiind și cruzimea care a fost comisă în fapt. Autorii nu ne-au ridicat probleme din punct de vedere polițienesc, nu au fost niciodată nici măcar invitați la postul de poliție, știu, dar nu se sancționați sau să facă obiectul unor dosare penale. Nu am avut niciodată probleme cu autorii. Polițiștii au făcut în scurt timp un cerc de suspecți. Cei trei prieteni ai victimelor cu care petrecuseră în acea seară au fost primii interogați. Cercul de bănuiți era destul de larg. El avea mai multe stări conflictuale create în sânul comunității. În momentul în care ați ajuns la ei, au recunoscut comiterea faptei? Nu. Noi am ajuns la ei fără să știm că sunt autori. Au ieșit foarte amabil la poartă. Am început să discutăm cu ei. Nu știau nimic despre ce s-a întâmplat. N-au auzit nimic, n-au auzit țipete, n-au auzit scandal. Era foarte curios acest lucru. Mai ales că am observat la momentul respectiv ardea focul în sobă și era destul de călduț pentru vremea respectivă și nu se justifica să ardă focul în sobă. Pe gard, că asta a și fost ca probe reținute ulterior, se observau două perechi de Adidas puse la uscat. Anumite urme de la fața locului, urme de sânge, duceau către locuința lor. Ce ne-a tras nouă atenția era faptul că erau spălați, erau foarte bine aranjați pentru ziua respectivă și ne-au declarat că au stat tot timpul acasă, aspect confirmat inițial și de părinții acestora. A fost identificat într-un godin improvizat din locuința respectivă cuțitul victimei, care era ars, și alte articole ce aparțineau victimei, din care au rămas componente de metal care nu arseseră. Totodată, în camera respectivă unde stăteau cei de autori, s-a identificat un laptop. Am verificat istoricul interogării pe internet și deja la ora 7 dimineața, deci cu mult înainte să ajungem noi acolo, căutaseră pe internet, pe Google, dublă crimă în satul Turulean. Am mai găsit furca, doar partea metalică a furcii, după soba care era în camera lor, doar partea metalică, pentru partea de lemn, purtând sânge, i-au scos-o și au ars-o. Am găsit o parte din buparul cu care fusese folosit la comiterea faptei. Această bucată purta urme de sânge pe ea. Clădirea din spatele meu pare o casă ca oricare alta, numai că, de fapt, înăuntru ființează o cârciumă, cârciuma satului, una dintre cârciumile satului, un loc unde se leagă și se dezleagă prietenii, dar cel mai grav este un loc unde se nasc dușmănii, dușmănii care au dus la nenorocirea din acest sat. Investigatorii au găsit mai multe probe care i-au incriminat pe cei doi autori. Urme de sânge ale victimelor în urechea unuia dintre criminali, dar și pe tenisii pe care îi purtaseră în noaptea crimei duble. Într-un final, cei doi și-au recunoscut faptele și au fost arestați. Cel mai mare dintre frați avea 20 de ani în ziua comiterii crimei, iar cel mic mai avea doar o zi până la împlinirea vârstei de 18 ani.
Astfel s-a considerat că era minor în momentul omorului, urmând să execute doar jumătate din pedeapsa primită. Punându-i în fața faptului și probelor, au recunoscut până la urmă faptele și m-a spus că care a și fost motivul. Decât să ne omoare el pe noi, mai bine îl omorăm noi pe el. Ce pedepse au primit cei doi? 22 de ani autorul major și 12 ani autorul minor. Mie mi-e frică. Ce văd acum? Mi-e frică să stau încă. Viu ziua, intru, ies. Dar noaptea nu rămâneți aici. Nu, mi-e frică. V-a amenințat vreodată? Da, am fost amenințat chiar în timpul procesului. Cât mai ai de stat aici? De stat, mai am 4 ani și 5 luni. În seara aceea, tu și fratele tău consumați băuturi alcoolice? Consumasem poate 2 pahare de vin și o bere la magazin. Nu știu, chiar nici stăteam și mă gândeam și eu cum de-am avut puterea să-mi dăm la ei, că erau încă o dată decât mine. Și nu știu ce a fost în seara aia, cum am avut puterea să ne batem cu ei. Celele. Poate și paharele alea de vin să-ți fi dat mai mult curaj? Poate și de la paharele de vin care le-am consumat. O să apăru rău vreun moment de ceea ce a rezultat din bătaia dintre voi patru? Ne-a spus de rău, îmi pare că, cum spun eu, noi eram un fel ajutor la familie, că eram cei mai mari. Și acum, dacă am căzut arestați, nu prea mai are sprijin. Familie? Da. E să poți uita episodul acesta din viața ta? Da. Eu nu cred că pot să uit și să încep de la zero, cum ar veni. Luna decembrie 2010, Drăgășani. La numai câteva zile după Revelion, este anunțată dispariția unui bărbat în vârstă de 38 de ani. A fost o crimă comisă într-un mod exact aberant, o crimă care s-a manifestat în primul rând printr-o mare cruzime. Cine a reclamat dispariția lui? Mama mea mi-a spus la telefon, m-a sunat și mi-a zis că nu-l găsea atunci. A fost căutat de poliție la locuința noastră? Da, 10 zile cam așa nu dădea de el și m-am gândit că e mort. După multe investigații, anchetatorii au descoperit faptul că victima își petrecuse aproape toată ziua cu un bun amic de-al lui. S-au deplasat imediat în locul unde fusese răvăzuți ultima oară împreună. Aici, surpriza. Locuința respectivă aparținea unui prieten de-a persoanei dispărute, locuință pe care o avea moștenire de la un bunic de-a său, și persoana dispărută l-a ajutat pe acesta la diferitele munci pe care le avea, respectiv la creșterea animalelor. În interiorul locuinței ați găsit elemente care să vă întărească ideea că aici a fost comisă faptă? M-am uitat cu atenție și am putut să observ sub patul din încăpere o bucată de bâtă ruptă, purtătoare de pete de culoare brun-roșcat. Mi-a dat seama că este sânge. Continuând traseul care am crezut noi că a fost folosit la transportarea cadavrului, am găsit o fântână. Iar în momentul în care ne-am uitat, pe luciu de apă s-a observat o cizmă, o șapcă și o, cum să zic eu, partea superioară a craniului. Ceva ce părea a fi o minge. Ce părea a fi o minge. Dar de fapt era creștetul victimei. Creștetul capului victimei. În momentul când a fost scos din fântână, o fântână care are o adâncime undeva la 12-14 metri, victima avea legat de gât o greutate dintr-o bucată de beton. Pusă cel mai probabil cu intenția de a sta sub nivelul apei. Medicii legiști au stabilit că, practic, moartea nu a survenit ca urmare a aplicării loviturilor, ci în urma activității de precipitare și a necului și a neputinței victimei de a se salva. Putem spune că a fost aruncată victima de vie. Chiar și oamenii legii au fost șocați de modul în care decedase bărbatul. Când rudele acestuia au aflat de tragedie, au fost pur și simplu devastate. În momentul în care ați auzit că a fost găsit mort și mai ales că a fost omorât,
Ce sentiment ați avut? Păi mi-a părut rău, în primul rând, că știam că am un copil și mă gândeam că rămâne și el acolo. Că are pe taică-s-o și îl sprijină și mi-a părut rău. Tot spun de asta, tati meu, tati meu. Mergem la cimitir să scoatem pe tati din pământ și îl spălăm și îl aducem acasă. A fost șocat. Ce putem spune despre autor? Era un tânăr care nu crease absolut deloc probleme poliției, un tânăr care își ajuta bunicul în gospodărie, făcea diverse treburi, avea un cal și o căruță, diverse munci, deci nu era o persoană care să fi creat probleme. Aș vrea să-mi spuneți câteva cuvinte în legătură cu victima. Ce fel de om era? Pe Marian îl cunosc, îl cunoșteam de fapt de 7 ani, am trăit cu el, am avut un copil. Mai bea, nu e să ziceți că... Da, bea. În casă nu chiar era nu să fie violent sau ăstea. Nu știu cum era cu prietenul lui de bea. Bunul prieten al victimei nu a recunoscut inițial fapta. Acesta a spus că s-au despărțit după lăsarea întunericului și că de atunci nu mai știe nimic de el. Pus în fața probelor, bărbatul a admis că el a comis crima și a povestit cum s-au derulat lucrurile. S-a dus în vizită la victimă pentru a consuma câteva pahare de vin, după care au căzut de acord să meargă să fure 2 plăci de USB de pe malul Oltului pentru a le vinde la un centru de reciclare a deșeurilor și a face rost de bani pe care să-i împartă în mod egal. Pe drum, autorul a propus victimei să îi vândă partea lui de pradă, adică placa acestuia, promițând că îi va plăti contravaloarea. 50 de lei valoarea unei plăci. S-au înțeles pentru acest preț, rămânând și a doua placă la autor. Pe drum, discuția, autorul pornește către prețul care îl spune real. Nu-ți dau 50 de lei, îți dau 30 de lei. Fiind încă scânteia aprinsă, deja de pe drum, au ajuns aici, au intrat în încăpere, au început să consume din nou băuturi alcoolice și discuția a pornit și mai aprinsă pe marginea celor 20 de lei. Celor 20 de lei. Pentru 20 de lei se ajunge la episodul în care autorul ia o bâtă, începe să-l lovească cu o violență ieșită din comun. Loviturile au fost atât de puternice și date cu atâta mânie încât acea bâtă s-a rupt. Iar la un moment dat cade pur și simplu și căzut este lovit în continuare și de autor, nu neapărat numai cu bâta, și cu picioarele și cu pumnii. Conștientizând fapta că deja s-a produs o infracțiune și este mort, neîncercând o secundă în acel moment de luciditate de a-i acorda primul ajutor, de a vedea dacă victima încă respiră sau are puls, crede cu toată tăria că l-a omorât, ia o bucată de sârmă, leagă victima în jurul gâtului, agață sârma de hulubă și începe să trească victima din curte către câmp. A fost târât o porțiune de vegetație care era la momentul respectiv, fiind perioada de iarnă uscată, aproximativ 120 de metri, până într-un loc unde este săpată o fântână și a aruncat victima în fântână. Victima încă trăia. Victima a murit prin asfixie. Asfixie mecanică produsă prin înnec. Prin înnec. Numai alcoolul a întunecat mințile în așa măsură autorului, încât a fost capabil să comită o așa abominabilă faptă. Deci i-a șters pur și simplu rațiune. În acel moment, da. Autorul a fost condamnat la ani grei de temniță. Când a fost arestat, avea doar 23 de ani, iar când va ieși din închisoare, va avea în jur de 45. A comis o faptă oribilă pentru 20 de lei și ca urmare își va petrece toată tinerețea după gratii. Consumul excesiv de alcool, chiar și între amici, între prieteni, poate avea astfel de consecințe. Alcoolul, care este un puternic dezinhibant, se află la originea majorității infracțiunilor de mare violență. Nu vă lăsați antrenați în conflicte nici măcar verbale, deoarece, după cum ați văzut, acestea pot degenera în violențe.
Trezirea din beție nu șterge rezultatul faptelor comise sub influența alcoolului, gratiile de la ferestrele celulei fiind cât se poate de reale.